În ultima lună, adresabilitatea a crescut la centrele de vaccinare din oraș, multe persoane alegând să se imunizeze cu prima doză de vaccin anticovid. La centrul de la Hala Centrală, oamenii au stat la coadă pentru a se vaccina. Ce ați ales să vă vaccinați? Pentru sănătate. Doza întâi astăzi? Da. Ați primit și bonul? Nu. Ce vi s-a spus? Nimic. Nu sunt? Nu știu, n-am întrebat. Ați ales să vă vaccinați singură sau și familia? Da, nu, singură. Familia s-a vaccinat. Erau deja vaccinați? Nu. Ce ați decis atât de târziu? Am avut probleme de sănătate. Și ați evitat? Da. Și mi-a dat doctorul de familie verdictul că pot să-l fac. De nevoie. Ce să alegem? De nevoie, altceva să vă spun. De nevoie în ce sens? Păi că n-aveam unde să intrăm. Cum să intrăm? Ce să facem? Nu? V-ați vaccinat să aveți acces în instituții? Poftim? V-ați vaccinat să aveți acces în instituții sau pentru sănătate? Nu, pentru sănătate, bineînțeles, a noastră, că trebuie să ne ferim într-un fel. Că dacă nu ne ferim, noi cine ne ferește? Nu ne ferește nimeni. Mi-a astăzi doza întâi? Poftim? Pentru doza întâi ați venit? Da. De ce tocmai acum? Tocmai acum, că asta e situația acum. Acum v-ați decis. Ce să mai zicem, da. Acum m-am hotărât. Ce face toată lumea, trebuie să facem toți. Nu avem ce face altceva. Pentru dacă nu ne dă voie să mai să ne protejăm. Intrăm nicăieri la magazine, nicăieri. Ne protejăm. Acum ne-am decis. Aveți recomandarea medicului curan? Nu. Singură v-ați decis? Singură, da. De ce? Că e nevoie. Am văzut că spitalele sunt pline și ne-am gândit să ne vaccinăm și noi. Avem copii, avem nepoți și decât să stăm în izolare, mai bine mă vaccinez. Am înțeles. Deci, abia acum, pentru că ați văzut și presiunea de pe sistemul medical. Da, până acum vă spun drept, n-am crezut. Dar acum am ajuns să cred. Păi așa zice lumea, frate, că mor dacă nu te vaccinezi. Așa zice la televizor. Televiziunea zice. Și v-a fost teamă? Nu mi-e teamă, că nici nu cred pe altă parte. O să mă, nici nu cred, dar în fine. Nu mi-e deci teamă. Deci nu credeți, dar ați venit să vă vaccinați? Nu. Nu cred, dar fac. Că așa îi face lumea. Din cauza restricțiilor. Atâta tot. Din cauza restricțiilor, nu de teama de virus? Nu neapărat. Mai mult din cauza restricțiilor. Cumva să fiți liber, da? Exact. La centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Miron Cosin, o treime din persoanele vaccinate pe zi primesc prima doză. Zilnic se prezintă aproximativ în jur de 600 de pacienți. Prima doză, cam 200 de pacienți sunt cu prima doză zilnic. Ați constatat o creștere a numărului de persoane care au venit să se imunizeze îndeosebi cu doza întâi pe parcursul acestei luni, să zicem? Da, a crescut numărul de pacienți care se adresează centrului de vaccinare, atât centrului fix Miron Costin, cât și celorlalte centre mobile, respectiv Drive și Piață. Începând cu ziua de mâine, vom avea centru Drive zilnic, între orele 16 și 19 marțea și joia și 10-18 în celelalte zile. La cei 91 de ani, o femeie s-a prezentat pentru a doua doză de vaccin, precizând că o face pentru ea, dar și pentru a-și proteja aproapele. De ce vrei să te vaccinezi? Dacă aș fi sănătoasă, să nu mor. V-a fost teamă de ce ați văzut la televizor? Da, și eu m-am uitat la televizor, că eu nu văd. Nici nu văd, nici nu auz, nici... Cam așa, da? Tot n-ați murit. Nici n-ați vrea să mori să fie altul. Da. Cu prima doză vă da, prima doză, da. De ce acum? Eu am fost bolnavă, am avut COVID și acum ar fi cazul, nu? Pentru siguranță, pentru binele tuturor. Da, a treia oară. A treia doză? Da, a treia doză. Este prima doză? Nu. Și a dumneavoastră prima doză? Sau?
A treia. Noi primi am fost când în ianuarie. Prima serie, da? Da, prima serie, da. Cum să ne... Ianuarie sau februarie. Trebuie să ne apărăm sănătatea. Și personalul de la centrele mobile de vaccinare a sesizat o creștere semnificativă a numărului de persoane dornice să se imunizeze în plin val 4 al pandemiei. Sunteți pregătit să plecați pe teren acum, da? Echipa mobilă de vaccinare. Da. Cam câte drumuri ați bătut de la începutul acestei inițiative și până în prezent? Sincer, nu știu, dar mult. Multe drumuri, mulți kilometri, mai ales, cred că cel mai departe am mers undeva la vreo 34 de kilometri, Poieni, Lioancii, Veja, ceva de genul ăsta. Nu prea aveau încredere în ceea ce face vaccinul ăsta, nu prea știau prea multe pentru că nu s-au informat, s-au informat doar din Facebook și din alte emisiuni din astea de la televizor, dar văzând ce se întâmplă mai ales cu valul 4, lumea a început să vină chiar foarte mult la vaccin. Ca procentaj, vă dau un exemplu, din 200 de persoane vaccinate, cel puțin 80 sunt cu doza întâi, cel puțin. Înțeleg. În rest, doza a doua, doza a treia sau la Pfizer și Johnson. Din ce feedback aveți de la atât de multe persoane de pe teren? Care a fost frica lor de a nu se imuniza înainte de a se prezenta la vaccin? În primul și în primul rând, neîncrederea în autorități. Autoritățile probabil n-au știut cum să gestioneze și să aducă lumea cumva spre vaccin. Am avut sate, comune unde primarii nu s-au implicat absolut deloc. Dar, în general, acum, în ultima perioadă, important este că lumea a înțeles mesajul și vine la vaccin. Persoană. Astăzi mergeți la? La Barticești. În total, 2785 de persoane s-au imunizat cu prima doză în săptămâna 17-25 octombrie și în ziua de 26 octombrie până la ora 12 la centrele de vaccinare Drive-Thru și Miron Costin, iar alte 1267 de persoane s-au vaccinat cu doza întâi, a doua sau a treia, în centrul de la Piața Mare, în perioada menționată.